Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, suntem din nou în fața Cuvântului Sfânt, Cuvânt în care ne confruntăm cu imaginea Sfințeniei, Curăției, Sfințeniei pe care Dumnezeu o așteaptă de la toți cei care vin în contact cu El. Astăzi avem de-a face cu o lege mai deosebită, dat fiind faptul că ea stabilește anumite reglementări pentru o boală deosebită. Această lege are în vedere extrema și grozava păcătoșenia, păcatului, a omului. Deși este vorba despre o boală exterioară, interiorul este și el puternic afectat. Iată ce spune Domnul Isus cu privire la păcat. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. Dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Cu siguranță ați recunoscut cuvintele înregistrate de Matei în capitolul 15 al Evangheliei pe care o scrie. Păcatul, dragii mei, este asemenea leprei, pentru că despre lepro să vorbim astăzi. El îl spur că îl întinează pe om. Ajungem, așa cum spuneam, la o secțiune iarăși neobișnuită, și anume cea referitoare la lepră. S-ar putea să vă întrebați dacă aceasta mai are vreo aplicație practică pentru vremea în care trăim. Vreau să spun că toată această carte are aplicații practice. Suntem în secțiunea pe care am intitulat-o Sfințenia în viața de fiecare zi. Pe Dumnezeu îl preocupă modul de viață al copiilor săi. Am văzut că îl interesează cu ce să hrănesc ei. Iar în capitolele 13, 14 și 15 vedem că Dumnezeu este preocupat de diferitele boli, de lepră, de curățirea scurgerilor din trupurile noastre. Lepra și scurgerile de diferite feluri din trupul omului sunt simboluri exacte ale manifestării păcatului din inima lui. El arată grozăvia păcatului și efectul acțiunii păcatului. În cartea Levitic, accentul este pus pe păcat. În chiar mijlocul acestei cărți despre închinarea înaintea unui Dumnezeu Sfânt, găsim această secțiune întinsă despre lepră și scurgeri trupești. Necurăția și caracterul respingător al păcatului sunt reprezentate de această lepră și de aceste scurgeri. Deznădejdea și caracterul aducător de moarte al păcatului sunt întruchipate foarte exact. Leprosul care se târa pe drumul oriental, încins și plin de praf strigând, necurat, necurat, era un semn de aducere a minte pentru evrei. Ce li se aducea aminte? Faptul că și ei sunt leproși din punct de vedere moral, și au nevoie de curățire supranaturală. Dragul meu prieten, poate că ești unul dintre cei care spun că pot fi mântuiți prin faptele lor și nu au nevoie de Hristos ca mântuitor personal. Ce pot să-ți spun este că dacă ai merge în cer așa cum meriți, fără Hristos, ai ajunge acolo ca leprosul din Vechiul Testament strigând necurat, necurat și vă asigur niciun înger nu va atinge. Nu ați putea ajunge nici de cum în prezența lui Dumnezeu. Vedeți, omul crede că poate avea pretenții înaintea lui Dumnezeu. Dar noi nu putem avea nicio pretenție asupra lui. El nu ne datorează nimic. Dumnezeu ar putea spulbera această planetă într-o fracțiune de secundă, fără niciun fel de efect asupra acestui univers. Dar Dumnezeu ne iubește să i mulțumim domnului pentru dragostea sa pentru că ea este singurul lucru care leagă pe dumnezeu de noi uneori mă uit la ce ce facem noi la pretențiile pe care le avem înaintea lui dumnezeu și mă întreb dacă nu cumva am început să nu ne mai cunoaștem lungul nasului noi pretindem de la dumnezeu credincioșie pretindem de la el o anumită atitudine față de noi dar Cine suntem noi să-i pretindem aceste lucruri? Uităm că El a creat totul, că El ne-a creat, că nimeni nu este mai mare decât El și că, în cele din urmă, El nu trebuie să dea socoteală nimănui. Dar Dumnezeu vrea să ne facă să înțelegem un lucru, așa cum a încercat să-l facă pe Israel să înțeleagă același lucru: păcatul este îngrozitor de greu, păcatul ne desparte de El, deși El dorește să se apropie de noi. Comparația dintre lepră și păcat este o temă frecventă întâlnită în scriptură. Iată numai în Psalmul 38, mai întâi versetele 3 și 4, ce nu se spune: N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu, căci, fără de legile mele, se ridică deasupra capului meu ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Dar iată și în versetul 7 și în versetul 8. Căci o durere arzătoare mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire, turburarea inimii mele mă face să gem. Așa arătăm noi înaintea lui Dumnezeu. Și Isaia s-a gândit la lepre atunci când a descris păcatele poporului său. În capitolul 1, versetul 6, îl spune așa. Din tălpi până în creștet, nimic nu-i sănătos ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. În capitolul 53, același Isaia consemnează, totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Ne-am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Unii cred că Isaia vorbește aici despre lepră și că se referea la o boală fizică. Nu, prieteni. Aici este vorba despre păcatul pus asupra Domnului Isus Hristos. Putem fi siguri de acest lucru. Ascultați ce spune Apostolul Petru în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Dragii mei, nu eram morți în păcatul nostru, iar Isus a purtat păcatele noastre în trupul său pe cruce. Prin rănile lui suntem temăduiți. Este adevărat și faptul că boala trupească este o manifestare a păcatului. Și că dincolo de microbii unei boli, stă păcatul. Dacă nu ar fi păcat, nu ar exista nici moarte, nici boală, nici suferință. Dar, înainte de a aborda acest capitol, avem de luat în considerare doi factori. Biblia nu este de acord cu punctul de vedere general acceptat, conform căruia lepra era o boală incurabilă în vremea aceea. Curățirea este menționată în Levitic, în capitolul 14. Au existat și vindecări supranaturale, ca în cazul lui Naman, redat în prima carte a împăraților în capitolul 5. Unii comentatori sunt de părere că Iov a avut lepră. De vreme ce nu exista o metodă științifice de diagnosticare în acele zile, au existat multe discuții care au încercat să determine ce era lepra, de fapt, cu adevărat. Dar existau leacuri atunci care aduceau la vindecarea leprei. Acest capitol, precum și următorul, nu conțin un tratament pentru vindecarea acestor boli. Ar trebui să ținem seama de acest lucru. Secțiunea aceasta oferă instrucțiuni preoților cu privire la identificarea bolii și la metodele de prevenire a unei epidemii în tabără. După curățire, trebuia urmat un anume ritual. Aici nu este prezentat un leac sau un tratament. În capitolul 14 este redată ceremonia de curățire a leprosului după vindecare, nu în mod de vindecare. Obiectivul principal era acela de a da poporului o importantă lecție spirituală printr-o paralelă cu lepra, care este un tip de păcat. În al doilea rând, acesta nu este un tratat științific despre depistarea, prevenirea sau tratamentul leprei. Nu se face nicio încercare de a stabili un diagnostic medical al bolii. Diagnosticul avea caracter practic și era adaptat cunoștințelor acelei vremi. Acest fragment conține lecții spirituale valabile și în prezent. Ritualul era ceremonios mai degrabă decât curativ. De-a lungul timpului au existat discuții între medicii creștini cu privire la posibilitatea ca lepra, așa cum o cunoaștem noi astăzi, să fie aceeași cu cea prezentată de legea mozaică. S-a scris mult pe această temă, atât pro cât și contra. Se pare că descrierea din aceste capitole se referă la lepră, așa cum știm noi că este boala aceasta respingătoare, dar include și elefantiazis, afecțiuni dermatologice, scurgeri de diferite timpuri, cancer, tumori, precum și bolvenerice. Această varietate este ilustrată în capitolul 15 și vom discuta la momentul respectiv despre acest aspect. La urma urmei, aici sunt descrise numai primele simptome, primele etape ale bolii. Când era declarat lepros, bolnavul era exclus din comunitate. Acest capitol însă se referă la curățirea de lepră care avea loc după vindecare. Încă o dată, nu este un tratament pentru lepră. Dar iată rezumatul acestui capitol 13 diagnosticarea unui caz nou de lepră este prezentată în primele o versete. Apoi, diagnosticarea unui caz vechi de lepră. Diagnosticarea leprei dintr-o bubă sau o arsură începe la versetul 18. Diagnosticarea leprei localizată pe cap sau în barbă ne este prezentată începând cu versetul 29. Ni se spune ce să facem și cu hainele atacate de lepră, începând cu versetul 45. Dar acum începem cu prima parte a capitolului și anume diagnosticarea unui nou caz de lepră. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis, Când un om va avea pe pielea trupului o umflătură, o pecingine sau o pată albă, care va semăna cu o rană de lepră pe pielea trupului lui, Trebuie adus la preotul Aaron sau la unul din fiii lui care sunt preoți. În comparație cu metodele moderne de diagnosticare, cele din cartea Levitic par foarte rudimentare. Procedura era adaptată la nivelul cunoștințelor din acea vreme. Diagnosticul nu era pus pentru a stabili mai apoi un tratament, ci era mai degrabă un ritual religios. Acest lucru trebuie subliniat cu insistență. Astăzi, de exemplu, biopsia determină oportunitatea intervenției chirurgicale de extirpare a unei tumori. În vremea lui Moise, este posibil ca oamenii să fi știut totuși mai mult decât ne dăm noi seama acum. Preoții aveau de-a face cu mii de cazuri, așa că este posibil ca ei să-și fi dat seama dintr-o simplă privire despre ce fel de boală era vorba. Știau ce trebuie să caute. Poate că acesta nu era un procedeu atât de rudimentar pe cât credem noi. Din potrivă, acesta putea fi un sistem foarte bun de diagnosticare. Dar cu toate acestea, accentul este pus pe ceremonia spirituală mai degrabă și nu pe vindecarea fizică. În primele versete din capitolul 13 ne sunt prezentate trei simptome. O înflătură, o pecingine și o pată albă. Acestea sunt simptome de lepră, dar cel care le prezenta nu era în mod necesar bolnav de lepră. De aceea trebuia să se arate preotului sau uneia dintre preoți. În mod similar, orice manifestare a păcatului, fie mare sau mică, trebuie adusă imediat înaintea marelui nostru preot, care este și marele medic. Noi trebuie să ne rugăm pentru toate lucrurile, inclusiv pentru orice manifestare a păcatului. Tot la Domnul trebuie să venim și când suntem bolnavi. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola către evrei: Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Acesta este versetul 16 din capitolul 4, iar în capitolul 7, versetul 25, găsim scris următoarele. De aceea și poate să mântuiască în chip de săvârșit, adică El, Domnul Isus, pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Este vorba despre Domnul Isus ca mare preot. Nu numai boala își găsește rezolvarea la Dumnezeu. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Iată, dragii mei, ce face Dumnezeu. Dar să ne întoarcem la ceea ce trebuia să facă preotul. Preotul să cerceteze rana de pe pielea trupului, dacă părul din rană s-a făcut alb, și dacă rana se arată mai adâncă decât pielea trupului, este o rană de lepră. Preotul care va face cercetarea să declare pe omul acela necurat. Observați, vă rog, că nu se emitea nicio judecată pripită. Bărbatul sau femeia erau observați cu atenție o bucată de vreme. Dacă leziunea dispărea de pe piele, persoana era lăsată liberă. Dacă părul se albea, acesta era un semn că boala era sub piele. Atunci preotul declara pe acel om necurat. Dragii mei, și pe noi, marele medic ne-a cercetat cu mare atenție și a dat un diagnostic. Știți care este acesta? Iată-l redat de Pavel în epistola către romani, în capitolul 3, începând cu versetul 13. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice, se verse sânge. Prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor. Dumnezeu a spus, toți au păcătuit. Cu alte cuvinte, noi toți suntem necurați. Până în momentul în care suntem atinși de marele medic, suntem cu toții necurați. Suntem cu toții suferinți de această lepra a păcatului. Vedeți, la fel ca orice alt doctor, marele nostru medic ne cere să deschidem gura și să uite în gâtul nostru. Apoi ne cere să scoatem limba și găsește astfel înșelăciune și minciună. Toți suntem leproși din punct de vedere spiritual. Și Dumnezeu nu poate avea leproși în cer, așa că trebuie să-i vindece înainte de intrarea lor acolo. Lepra este un tip de păcat. Iată câteva din caracteristicile ei care se aseamănă cu păcatul. Mai întâi ajunge să fie vizibilă într-un mod extrem de respingător. Într-o seară, în adunarea noastră a intrat un om beat, care după scurt timp s-a prăbușit din scaun pe podea. A fost nevoie să chem în salvarea. Până să ajungă, însă, totul era o mizerie. Păcatul, la fel ca și lepra, este respingător în multe feluri. Apoi, lepra este o boală oribilă. Dr. Kellogg scrie, din toate bolile, lepra a fost aleasă de Duhul Sfânt pentru a exemplifica păcatul cel mai rău înaintea lui Dumnezeu. Păcatul este oribil. Apoi, debutul leprei este minor. O umflătură, o pecingine sau o crustă, o pată albă. În final, ea dă o lovitură aducătoare de moarte. Ceea ce la început fare a fi ceva mărunt, devine o boală înspăimântătoare, în cele mai multe țări, leproșii sunt izolați de restul populației și trăiesc în spitale sau colonii special amenajate. Noi, cei care am văzut fotografii cu leproși sau am văzut leproși din Africa sau Asia, putem spune ce boală îngrozitoare este lepra. Cu un secol în urmă, un misionar pe nume William Thompson descria astfel întâlnirea lui cu un grup de leproși din Palestina. Citez. Mă apropiam de Ierusalim când a fost luat prin surprindere de un grup de cercetători, fără ochi, fără nas, fără păr, fără nimic. Își ridicau brațele fără mâini, scoțând sunete nepământești din gâturile lor fără cerul gurii. Într-un cuvânt am fost îngrozit. Am încheiat citatul. Atât de grozavă ajunge această boală. Păcatul pare de multe ori și el nesemnificativ într-un copil. La început poate să apară sub forma unei pete albe. Părinții lui cred că micuțul îngeraș de copil este o scumpete. Dacă acest copil drăgălaș nu este disciplinat de părinți și nu este condus spre o cunoaștere mântuitoare a Domnului Hristos, va ajunge un om nelegit. poate chiar un criminal. Lenin, Stalin, Hitler au fost și ei niște bebeluși, poate chiar foarte drăguți. Sau niciun alcoolic nu a ajuns așa pentru că a băut un singur pahar de băutură și niciun om care nu a băut niciodată un pahar de băutură nu ajunge alcoolic. Toate păcatele, dragii mei, încep cu pași mici, cărora nu li se acordă atenția cuvenită. De la început modest avansează sigur și constant până la un stagiu critic. Îl voi cita din nou pe Dr. Thompson. Boala se manifestă în etape în diferite părți ale corpului. Părul cade de pe cap și din sprâncene, Unghiile se slăbesc și cad, articulațiile degetelor de la mâini și de la picioare se scurtează pentru ca în final să cadă și ele, gingiile se resorb, iar dinții dispar, nasul, ochii, limba, cerul, gurii sunt mistuite treptat. În cele din urmă, victima chinuită moare și dispare în pământ. Am încheiat citatul. Dragii mei, așa vede Dumnezeu păcatul nostru, desfigurându-ne. Omorându-ne clipă de clipă până de când ajungem în țărâna din care am fost luați. Iată ce spune Iacov. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului, și păcatul odată făptuit, aduce moartea. Lepra este o moarte vie. Leprosul era considerat un om mort, iar plata păcatului este moartea. La fel ca lepra, păcatul distruge întreaga ființă omului. Ambele au un efect coroziv, lucrând încet și sigur până la o manifestare oribilă care are drept rezultat moartea. Niciun om nu a devenit rău peste noapte. Leprea nu o moară într-o zi, nu este ca un atac de cord. Viața leprosului era ca o moarte dusă încă pe picioare. Și, dragii mei, la fel este și cu păcătosul. El este mort, chiar dacă trăiește. Sfârșitul final, disperat și inevitabil al păcatului și al leprei, este moartea. Dragi prieteni, nu ne putem permite să cochetăm cu păcatul. Este o boală gravă, groaznică. Ceea ce poate apare ca un păcat nevinovat poate conduce la moarte veșnică. Iată de ce avem nevoie de confruntarea cu acest cuvânt al lui Dumnezeu pentru a descoperi cum suntem, pentru a ne da seama de starea noastră spirituală. Pentru că tot aici găsim și promisiunea vindecării și numai în el avem curățirea și vindecarea, restaurarea de plină. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.